Emisiune realizată cu sprijinul Macteșim Agan. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit! Sunteți prezenți la întâlnire, mă bucur foarte mult. Toată săptămâna m-am gândit la emisiunea de astăzi, pentru că avem foarte multe lucruri să ne vorbim, avem foarte multe lucruri pe care ar trebui să le învățăm, așadar intru direct în subiectul de astăzi al emisiunii noastre, care înseamnă lecție de viață, lecție de agricultură. Dragii mei, vom călători în această emisiune dintr-un capăt în altul al țării și dintr-un capăt în altul al sufletului nostru, pentru că suntem alături de dumneavoastră și vă mulțumesc că ați venit la întâlnire. Așadar, primul reportaj este unul foarte interesant, o să-l cunoaștem pe Dumitru Avădăni, un fermier care locuiește în comuna Liveni, Manoleasa, în satul Liveni, comuna Manoleasa, și care, vreau să vă spun că el câștigă bani frumoși de la străini, deși se bazează pe hibrizii românești, mai puțin pe cei străini care nu sunt atât de adaptați în România. De unde vin banii? Păi banii vin, vă spun eu cum. Are 1300 de hectare pe care le cultivă cu tot felul de culturi adaptate zonei, adică grâu, orzoaică, floarea soarelui, porumb, rapiță, dar are și 50 de hectare care sunt folosite pentru hibridare. Și de acolo semințele pleacă în străinătate și uite așa, de aici banii. Județul Botoșan, căruia tocmai am bătut cărările, se poate lăuda cu multe lucruri, mai cu seamă cu o agricultură bine organizată și, ca o consecință, cu rezultate pe măsură. Botoșenenii însă se mai mândresc cu ceva. Dețin pe teritoriul lor singurul drum național din pământ, botezat de vreun an, drumul Dușa. Oamenii care ne așteptau în capul satului, Liveni, Manoleasa, ne-au povestit cum a petrecut ministrul Dușa două nopți sub nămes pe acest drum și despre promisiunea acestuia că va fi urgent asfaltat. Numai că iarna a trecut, iar promisiunea a fost dusă de viscol. Singurul lucru care veselește renumita șosea este o frumoasă tarla pe care sunt amplasate loturi demonstrative de porumb, marca Fundulea. Dintre cei aflați în preajmă se desprinde nimeni altul decât administratorul acestei suprafețe. Domnul Avădăni, bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit aici, în colțul ăsta de țară. Știți cum se zice mai peste tot, unde se agață harta în cui, nu? Da, așa e. Da, bine ați venit! Iată, v-am găsit și aici, acasă la dumneavoastră. Bine v-am găsit la dumneavoastră acasă, cum spuneam. Văd aici o cultură de porumb extraordinară și cred că este, după etichetele care le văd aici, un lot demonstrativ cu mai mulți hibrizi de porumb, inclusiv și mai ales de la Fundulea. Cum se comportă în zona noastră? Problema Fundulea am pus-o acum câțiva ani, când toți au prezentat hibrizi străini, soiuri străini de așa, dar nimeni nu se ocupă de prezentarea și au românii. Atunci am discutat cu domnul Verzea și am propus să facem lot demonstrativ și pentru cei, și am muncit o viață întreagă Institutul Fundulea și nu este prezentat. Și atunci m-am hotărât, anul trecut am făcut un lot demonstrativ mai mic, anul ăsta 15 hibrizi, toți din portofoliul Institutului Fundulea, cu specificarea că la maturitate va veni specialiști din institut, creatorii de hibrizi, da, așa, care vor prezenta hibrizi creați în condițiile țării noastre și zonați în partea de nord-est a României. Deci sunt hibrizi probabil mai timpurii, nu? Sunt hibrizi mai timpurii, dar sunt și tardivi, pentru că de câțiva ani de zile temperaturile din sud s-au mutat la noi. Deci se pretează foarte se bine pretează toată foarte gama bine. De hibrizi până realizați acum... de Institutul Fundulea. Văd că leagă foarte bine, da, chiar și hibrizi ăștia, cu 2 ștuleți, iată. Am văzut și cu 3 ștuleți, dar sigur predomină cei cu 2 ștuleți și foarte bine. E o talie destul de bună. Ce suprafață de porumb aveți?
porumb de consum, am 200 de hectare, din care 50 de hectare sunt loturi de hibridare. Am 50 de hectare de ibrizi românești pentru hibridare, paltinul, oituzul și EF475. Ce alte culturi aveți în suprafața care o cultivați? Grâu, orzoaică, rapiță, floarea soarelui, soia. Deci toată gama de culturi, toată gama de culturi care se pot cultiva și sunt zonate în această zonă. O problemă e cu cultura soiei. Județul Botoșani are cele mai bune condiții de cultură soiei, dar știți problema cu modificata genetică, cu nu știu ce, și cultivăm soia convențională, soia convențională creată de fundulea. Foarte bine se comportă anul acesta. Preconizăm o producție foarte bună. Da, condițiile din acest an, într-adevăr, au fost foarte bune foarte pentru bune. Cultura soiei, aproape ca în regim irigat, da. Dacă pot spune așa. Uite că ați adus vorba de irigații. Noi am avut în sistem aici 1300 de hectare pe liveni. Și dacă o să puteți, aveți timp să vedeți cum arată stațiile de pompare. Ce cu ele acum? Mai sunt în funcțiune? Nu sunt în funcțiune, conductele subterane sunt, vănuțele sunt sustrase, pompile sunt duse, canalele sunt colmatate, nimeni nu se mai îngrijește, nimeni nu are... Și cu siguranță în anumiți ani sau în cei mai mulți ani este mare nevoie, acum 3 ani mare nevoie de apă. Era nevoie de apă, acum 3 ani de zile când a fost seșta cruntă, numai hibridul paltin românesc a rezistat la sește și celălalt străini au ars. Să revenim la culturile noastre, da. Repet, mă surprinde plăcut tot ceea ce am văzut, nu numai aici la dumneavoastră, în toată zona aceasta Botoșanului, da. Dar aici în mod deosebit, soia am văzut-o foarte frumoasă. E slabă asta. Vă arăt soia mai frumos. Sunt convins că aveți culturi mult mai frumoase. Ce tipuri de soare ați zis că aveți aici? Cernozeu cambic. Prea puțin avem profund, brun roșcat. Un sol profund, da, profund. Cu posibilitatea culturilor, plantelor să se rădăcineze adânc, să exploreze o cantitate mare de sol mai ales de când și să valorifice. Mai ales de când aplicăm lucrări de profunzime, din 4 în 4 ani, scarificările și cu asta erisăm, dăm posibilitatea microorganismelor să intre, să lucreze, să așa. Ei, uitați. Apropo de lucrări, la lucrări de bază, ce lucrări faceți? Cum scarificăm? Da? Arătura încercăm să o eliminăm datorită unor rezultate ale cercetării și acum caut să aprovizionez un cizel, un nesă care nu mai mișcă pământul, mișcă pe verticală. Atât. Pentru că s-a dovedit și eu am din experiență că acolo sunt lucruri mai bune. Deci să obțin rezultate mai bune, unii nu se ară. Da, mă rog, sunt puncte de vedere diferite, da. Unii fermieri spun invers, da. Că pe anumite tipuri de sol este necesar să se absolut. Are... Odată la 4-5 ani e nevoie. De ce? E nevoie ca să mai reîmprospăteze materia organică. Să se incorporeze materia organică. Să rămâne... dă posibilitatea ca ea să transforme humus. Da, materia organică rămânând la suprafață are loc un fel de mulcire și menține apa. Nu pleacă chiar rapid apa din sol. Din cauza mulciului care se creează prin resturile vegetale, dar alea trebuie când la vremea trebuie să intre în putrefacție. Deci e necesar să mai facă răsturnarea din când în brazdei, să cum se spune. Da. Da. Bine, cu siguranță ne mai întâlnim, o să mai discutăm și cu alți colegi ai dumneavoastră. Da. Și să mai chiar vă rog. Să despicăm așa firul în șapte, știi? Să vedem ce se întâmplă cu agricultura din această parte de țară. Președintele LAPAR, Laurențiu Baciu, declară și anul acesta dezastru pe piața cerealelor. Spune că lipsa silozurilor și presiunea creditelor îi fac pe fermierii foarte vulnerabili. Și dă un sfat foarte greu de urmat de toți fermierii. Nu vindeți acum! Sunteți unul dintre principalii reprezentanți ai fermierilor români. Spuneți-mi ce părere aveți despre prețurile practicate de comercianții de cereale de pe piață. A noastră este un adevărat dezastru pe piața cerealelor. Dezastru, când mă refer la dezastru, mă refer la prețurile practicate de către traderi. Prețuri care nu acoperă nici un procent, măcar de 80% din cheltuieli.
În această situație, foarte mulți fermieri sunt disperați, ca să nu spun mai mult, și caută soluții dacă ar mai putea continua un an agricol sau nu. Traderi care nejustificat profită de justificat pentru dânsii, profită de faptul că fermierii nu sunt capitalizați și au nevoie de bani foarte repede, profită de faptul că fermierii nu au spații de depozitare și n-au unde să-și magazineze marfa și astfel le dau niște prețuri derizorii, prețuri care îi pun în dificultate pe fermieri, neputându-și recupera cheltuielile efectuate. Nu vă mai spun de altfel că un alt necaz asupra fermierilor s-a mai abătut, și-o știți prea bine, fenomenele naturale care au avut loc în ultima perioadă pe suprafețe foarte mari din țară, care au dus la diminuarea substanțială a producțiilor. Mă refer la cultura grâului și la cultura de rapiță, în general. Ce recomandați fermierilor pentru valorificarea cerealelor? Recomandarea este simplă, este mai greu de realizat. Le-aș recomanda să nu vândă acum, le-aș recomanda să-și depoziteze produsele, dar se lovesc de o altă necesitate, aia că nu toți dispun de spații de depozitare și altfel sunt neputincioși în fața acestui fenomen. Considerați oportun o investiție în aceste spații de depozitare? Chiar îi rog pe toți fermierii să facă eforturi pentru și primele investiții care și le fac în ferme, să le facă în spații de depozitare. De altfel, la Paru a făcut demersuri și la Ministerul Agriculturii ca în nou PNDR o sumă mai substanțială să fie alocată construirea de spații de depozitare. Cine ar fi în măsură să construiască astfel de spații? Orice fermier ar fi în măsură dacă își poate permite. Dar vorbind, să spun, de la fermierii care au de la 100 de hectare în sus, cu mici eforturi, și eu le garantez că, și asta o vorbesc din experiență proprie, că în câțiva ani își pot amortiza investiția respectivă, dar care este obligatorie în aceste condiții pentru a nu mai ajunge în situația să nu poți măcar să-ți recuperezi cheltuielile și ca cineva să profite de neputința ta. Pe viitor, să știți, galurile își propun să funcționeze ca adevărate agenții de dezvoltare microregională. Astfel vor putea să atragă fonduri și din alte linii de finanțare. Ar putea, de exemplu, să ceară bani la Bruxelles. De ce? Ar fi foarte bine, nu? Și mai ușor, pentru că astfel ar ocoli toate acordurile ministeriale, lucruri care de altfel se întâmplă în toate țările europene. Dragii mei, vom vedea acum un interviu cu domnul Alexandru Potor, președinte FENEGAL. În câtă vreme credeți că satele noastre vor ajunge ca cele din vestul Europei? Este o întrebare care e foarte dificil de a fi interpretată. Cred că avem o șansă foarte mare să ajungem satele din vestul Europei, dar eu cred că nu trebuie să copiem satele din vestul Europei. Noi avem o identitate proprie pe care trebuie să o respectăm. Satul românesc este suficient de frumos, poate că are nevoie de mai multe investiții de infrastructură, mai multe locuri de muncă, dar nu trebuie să ne propunem să ajungem pe cineva din urmă. Cred că avem drumul nostru propriu și dacă îl atingem pe acesta, în mod sigur va fi bine pentru locuitorii din mediul rural și în același timp și pentru societatea în ansamblu. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, cine face parte din galuri? Grupurile de acțiune locală sunt parteneriate public-private, compuse din autorități publice locale, din agenții economici și din reprezentanții ai societății civile. Deci, practic, este o conducere tripartită a acestor entități,
toate segmentele sociale fiind regăsite în grupul de acțiune locală. Obiectivul principal al GAR-urilor este legat de implementarea strategiilor de dezvoltare locală și toți acești actori importanți la nivel local se concentrează pentru a implementa aceste strategii de dezvoltare locală. E destul de pretențios tehnic vorbind, dar în mod real se urmărește a se identifica nevoile locale și a se propune proiecte pentru rezolvarea acestor nevoi, în mai puține cuvinte. Sunt aceste entități în măsură să acceseze fonduri europene? În mod sigur, da. Scopul principal al acestor grupuri de acțiune locală este de a accesa fonduri europene și de a propune soluții de finanțare în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a mediului rural, a mediului urban, pentru că trebuie să vă spun că GAR-ul acoperă și mediul urban, orașele sub 20.000 de locuitori. Mai mult decât atât, în viitor, Comunitatea Europeană a stabilit că modalitatea de abordare de jos în sus, care este specifică GAR-urilor, prin desemnarea unor strategii locale, să fie translatată și către alte fonduri, alte tipuri de fonduri. Așa s-a ajuns la conceptul de Community-led Local Development, dezvoltare locală pusă sub responsabilitatea comunității, care e un concept mai larg, cuprinzând și GAR-uri, dar și FLAG-uri, grupul de acțiune locală pentru pescuit, dar și GEA-uri, grupuri de acțiune, entități care se vor dezvolta la nivel urban sau părți din aglomerări urbane care au nevoi speciale de rezolvat. Deci iată că abordarea LEADER răspunde nevoilor locale și prin acest lucru s-a decis că ar trebui să fie extinsă către mai multe fonduri și către mai multe tipuri de finanțare. Tiberiu, iată că am ajuns în zona ta, aproape de Republica Moldova, Rădăuți Prut, nu? Așa se cheamă localitatea? Da, satul Miorcan, comuna Rădăuți Prut. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Aproape unde se agață Artancui, nu? Aproape cel mai nordic punct al țării. Așa este. Horodește este cel mai... Te ocupi de agricultură. Da. Ce suprafață cultivi? 1254 de hectare. Și care sunt culturile principale pe care le... Am avut anul acesta 117 hectare de rapiță pe care am recoltat-o. Și cum a mers? Foarte bine. Ce producție? 4500 kg pe hectar. O producție foarte bună. Foarte bună. 365 de hectare de grâu, iar o producție bună de 4500 kg pe hectar, 320 de hectare de floare, 200... Care arată bine, am văzut. Care arată foarte bine, 200 hectare de porumb și 260 hectare de soia. Da, soia în unde total, văd că arată foarte bine și, da, și soia. Soia triumf românesc. Un an foarte bun pentru soia, în mod deosebit, dar pentru toate culturile, pentru că soia e mai pretențioasă decât altele. Ca să obții o producție de 3800, 4000 și peste 4000, trebuie să ai condiții optime din punct de vedere pluviometric. E, așa? 3000 de kilogram de hectare, mulțumitor. Așa trebuie să te întreb, ce ești de meserie? Am terminat facultatea de drept, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și cum se împacă dreptul cu agricultura? În ziua de astăzi cam trebuie să ai noțiuni și de economie și de drept. Să știi cât mai multe ca să poți să poți să conduci o fermă cu o suprafață de 1300 de hectare aproape. Da, nu e ușor să... Da. Trebuie să știi cam de toate. Și să știi tehnologie, să știi, să înveți foarte multe și cum ai reușit să... Tata este de meserie, inginer mecanic agricol. Aha. Și am mers cu el de mic. Cum se face agricultura în această parte de țară, în acest colț de țară nordic? Se face bine, trebuie să începi treaba mai repede. Deci, mai sunt perioade de secetă, mai primăvara începe destul de vreme. Uh-huh. Am observat că începerea lucrărilor mai de vreme, timp, ajută la creșterea producției. Mai ales că în condițiile în care temperatura medie sau temperatura în mai iunie, câteva grade în ultimii ani, se impune să porniți sau permite să porniți activitatea în agricultură ceva mai devreme. Da, anul acesta chiar da. Uh-huh. Anul trecut nu. Mai târziu. În anii secetoși, aveți posibilitatea să irigați? Posibilitatea ar fi, dar nu. Noi nu avem, noi nu avem sistem. Depozitați producția? Da, și avem acum o hală, dacă vreți să o vedeți, aproape gata, până în toamnă, la porumb, soia. O depozitați acolo? Deci nu o vindeți atunci când recoltați? Nu. Așteptați un preț bun, când piața permite un preț mai bun pentru valorificare. Asta este
cel mai bine, da. Ideal să vinzi atunci când... Păi renunțat la irigație și am investit în această hală. Da. În spații de depozitare. Da. Asta este foarte bine. Cine se ocupă de valorificare firmă? Tot. Eu centrez, eu... Tu dai cu, marchez, da. Centrezi, tu dai cu capul, nu? Da. Foarte bine, dar înseamnă că pe de-o parte este bine. Mi-am făcut câteva relații cu băieți la firmele mari. Așa, cu care... Firmele mari care exportă sau care au un port silozuri. Și nu insistă să-ți ia producția atunci când o recoltezi? Nu. O iau atunci când vrei să o dai. Da, da. Că și când iei, probabil, când... piața europeană și mondială permite un preț mai mare, vine și îți cumpără producția. Lucrăm doar cu firme mari. Ideal este să ai posibilitatea să depozitezi pentru oarece timp ca să poți valorifica superior producția. Ți acoperi cheltuielile? Da. Nu este probleme din acest punct de vedere la niciuna din culturi. No. Costurile sunt destul de mari, bănuiesc. Da. Că o cultură astfel, în felul ăsta, n-ar arăta dacă nu s-ar investi în tehnologie. Da. Începând de la pregătitul terenului și până la continuăm cu sămânță de calitate din categorii biologice superioare, nu? Facem una dintre... Suntem firma care face una dintre cele mai mari investiții pe hectar. Uh-huh. Sunt sigur. Ce înseamnă asta? 20 milioane pe hectar. Cel puțin. Da, 20. 15 pe puțin. Da. La soia și grâu, unde ai poate sămânța ta, dar în rest 20 milioane, 20 ceva. 20-25 de milioane, poate chiar. Și în condițiile în care să obțin 4.000 de kilograme la hectar, cu 5 lei, 4 ori 5, 20, nu nici pe acolo. Da, da. Mai așteptăm un pic. Așa. Că avem un magazin. Foarte bine ai spus. Așteptăm un pic. Aștepți ca să prinzi un preț dar peste costul de producție. Experiența noastră de 15 ani în domeniu... Bine. Succes mult. Mulțumesc. În continuare și felicitări pentru ce reușești. Ce reușești să faci aici, în colțul ăsta de țară, cum zice toată lumea, dar e minunat ceea ce am văzut. Dar nu suntem în urmă, nu din suntem. Orice punct de vedere. Eu aș zice că sunteți fruntași. Nici economic, nici spiritual. Sunt convins de treaba asta. Succes în continuare. Mulțumesc! Te-ai aruncat la altu-n brață și-ai spus că-ți faci o nouă viață. Acum vezi că nu-ți e bine și vrei să te întorci la mine. Te-ai aruncat la altu-n brață și-ai spus că-ți faci o nouă viață. Acum vezi că nu-ți e bine și vrei să te întorci la mine. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Mi-ai călcat inima în picioare, dar cel mai rău știi ce mă doare. Că asfi și mă răscolești și-mi spui că încă mă iubești. Mi-ai călcat inima în picioare, dar cel mai rău știi ce mă doare. Că asfi și mă răscolești și-mi spui că încă mă iubești. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi.
vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Curs lacrimi și s-au uscat, că te-am iubit cu adevărat. Dar azi mă bucur că ai plecat și văd că nu m-ai meritat. Mi-au curs lacrimi și s-au uscat, că te-am iubit cu adevărat. Dar azi mă bucur că ai plecat și văd că nu m-ai meritat. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Tot ce-a fost nu va mai fi, eu nu te mai pot iubi. Vreau să-ți vezi de drumul tău, e prea târziu să-ți pară rău. Emisiune realizată cu sprijinul Macteșim Agan. A devenit oarecum o modă în ultima vreme să se vorbească despre uriașul potențial agricol al României. Specialiștii dau soluții și cel mai adesea asociază agriculturii competitive termenul de inovație. Acesta este motivul pentru care ne-am oprit astăzi asupra unuia dintre cei mai mari producători și distribuitori de produse pentru protecția plantelor, Adama Agricultural Solutions, care de peste 20 de ani îi ajută pe fermieri să îmbunătățească calitatea culturilor și să sporească producțiile. Noul director general al companiei, dr. Dimitris Drisis, oferă în exclusivitate pentru emisiunea Din lumea satului un interviu care ilustrează reputația impecabilă de 6 decenii legată de calitate, valoare, servicii și responsabilitate față de mediul înconjurător și ne oferă garanția că tehnologia puternică și sigură este cea mai scurtă cale către agricultura de performanță. Un pas important în evoluția companiei a fost trecerea de la un grup de companii individuale la un brand mondial în furnizarea produselor și serviciilor dedicate agricultorilor. Ce schimbări va aduce acest nume ebraic, Adama, atât de sugestiv, în companie? Actually, the change of the company brings a new name because we need to change, first of all, a personality. And we become from a Hebrew company or Israeli company with Israeli center to a global company with a global center. Deci ceea ce va aduce, în primul rând, schimbarea structurii. Ne vom schimba dintr-o companie israeliană cu sediul în Israel într-o companie multinațională, o companie globală. The name remains a Hebrew name, showing the roots of the company, but the company becomes a global international player. Deci numele companiei rămâne Adama, pentru că acolo sunt rădăcinile companiei, dar va deveni o companie globală. Someone can understand that if we'll go back to the roots of what the other companies in the industry, their names mean and from where they come from, because you will see a similar pattern in all the names that I cannot pronounce coming from Germany, from Switzerland, or from United States, that they have a specific origin, that they come from the country of origin. Acest lucru se poate vedea și la celelalte companii multinaționale. Numele lor le reflectă rădăcinile, locul de unde au plecat, dar totodată sunt companii globale, multinaționale. Un alt aspect important pentru companie, dar și pentru dumneavoastră personal, este numirea în funcția de director general în urmă cu aproximativ o lună. Ce vă spune experiența dumneavoastră de peste 20 de ani în protecția culturilor despre România?
In our job we are like football players. Munca noastră suntem ca jucătorii de fotbal. That means we can kick the ball in every country, in every team. Putem lovi mingea în orice țară, în orice echipă. Or musicians in an orchestra. We can play the violin. Într-o orchestră putem cânta la vioară. We play the violin in any orchestra everywhere in the world. Cântăm în orice orchestră, în orice parte a lumii. That's the professional part. Asta e partea profesională. When you take an assignment, you see if the assignment is good for you and if you can add value to the company. Când evaluezi un viitor serviciu, vezi dacă este bun pentru tine și dacă îți poate oferi valoare în viitor. On the personal side, personală, I have very strong ties with Romania. Am legături foarte strânse cu România. Not only professional, but also profesionale, ci și personale. That I had the experience before with another company, but also personal. Am lucrat în altă companie în România, dar și totodată pe plan personal. But at the same time, I have the feeling. Totodată pe plan profesional, România este o țară de mare viitor, pentru că în agricultură piața crește într-un ritm care nu este în momentul ăsta de găsit în alte țări. Magdeșim este una din companiile de top în protecția plantelor în România și suntem în stadiul de tranziție. From, as we mentioned before, the top, the biggest off-patent company in the world. Deci de la prima companie din lume cu produse off-patent. With the ambition to become one of the premium companies also in the world. Către o companie premium. Ne-ați obișnuit permanent să veniți cu soluții noi. Vreau să ne povestiți despre ultimele noutățile din acest domeniu. You have used us to come with the new solutions. So tell us what other new products are you bringing in the future. The only announcement I will make, because I will not get into the product detail, because deci nu putem intra în detalii, dar putem să spunem că is that we have a very long list of products in the registration process. Avem o listă foarte lungă de produse care așteaptă acum omologarea. So the company now has a good problem to solve. Deci avem o probleme bune de rezolvat, în sensul că așteptăm o lungă listă de produse foarte bune și competitive pe piața românească. Make a selection from a big number of products. And actually we expect in the next 5 years most of our portfolio to be rejuvenated, to be new and with high added value products. Putem spune că în următorii ani portofoliul nostru de produse va fi foarte, foarte mult îmbunătățit și vom adăuga multe produse noi și cu molecule deosebite. De ce e nevoie din punct de vedere biologic pentru a avea o producție mare? The agricultural technology has proven exactly the opposite, because you have seen the last one century the population all over the world being double, but the yields to be tripled and sometimes quadrupled. Cum ați observat în ultimii ani, populația pământului într-adevăr s-a dublat, în schimb producția agricolă s-a triplat și la o administrare corectă nimeni nu poate muri de foame cu agricultură performantă. And so from the social point of view, yes, we need crop protection, we need technology to feed the growing population of the earth. Deci din punct de vedere social, da, avem nevoie de o agricultură performantă ca să hrănim populația în continuă creștere. From the biological point of view, I use to the small kids I speak to a very simple example. Deci din punct de vedere biologic, obișnuiam să le spun chiar și copiilor mici cu care discutam următorul exemplu. You have one apple and there are three choices for this apple to be eaten: by you, by the worms or by the diseases. Deci ai un măr și ai numai trei opțiuni pe care să le utilizezi pentru acest măr a fi consumat: de către tine, de către boli sau de către insecte. So you need to make the choice which one of the three is going to eat the apple. Trebuie să faci alegerea care din cei trei va mânca mărul. What happens is that there is a total energy that you, sunflower or apples that are created by the total amount of energy. Deci trebuie să iei în considerare energia totală pe care o creează aceste culturi. And it is consumed by biological factors, either they are insects or humans or animal or diseases. Deci toate acestea sunt consumate ori de către oameni, ori de către insecte, ori de către dăunători. And our business is called crop protection because actually we protect the crop from all the other factors apart from the human factor, apart from us that we want to consume it.
Și iar industria noastră de aia se numește protecția plantelor, pentru că le protejăm de ceilalți factori pentru ca noi să ajungem să consumăm aceste culturi. Dragii mei, acum mergem la Sânt Imreu, acolo în Bihor. Cu mii și mii de ani în urmă, vinul era produs pentru casa regală de la Viena. Și tradiția, să știți, că a fost continuată de un bihorean, trup și suflet acestei arte extraordinare de a produce, dar și de a degusta vinul. Să știți că a făcut din via lui un brand bihorean și a transformat un hobby în bani mulți. Bună ziua, semn bun. Uite, a venit cu ploaie la dumneavoastră. Am înțeles că în zona asta a Bihorului nu prea a plouat. Vă rog să-mi spuneți unde ne aflăm și cum vă numiți. Bună ziua, mă numesc Sigismund. Vă aflați în județul Bihor, cu mâna sălat, satul Sânt Imreu. Și tatăl tău împreună aici aveți o suprafață importantă pentru acest județ, importantă de vie, nu? Pentru județul Bihor, pentru că știu, am aflat de la direcția agricolă că nu prea sunt multe plantații de vie aici. Ce suprafață aveți? 47 de hectare. 47 și ce vârstă are? Vârstă vie pe rod are 30 de ani, ce am plantat cu reconversie are 2 ani. Și am mai plantat din forță proprie încă 2 hectare. Din 47 de hectare, cât aveți realizată prin programul de reconversie? 25 de hectare. 25. Da. Deci aproape jumătate realizată cu acest program. Am văzut-o, se află, vegetează foarte bine. Excepțională, excelentă vie, cel puțin pentru momentul ăsta și vârsta ei, sigur că aveți. Ce lucrări a făcut în mod deosebit de arată așa cum arată în anul 2 de vegetație? Da, arătură de toamnă anul trecut, primăvară, am arat de 3 ori, după aia am prășit, am discuit, am săpat de 2 ori, am făcut 7 tratamente, că a fost pericol de făinare. Da, explicabil de ce arată așa. Atâtea lucrări și tratamente pe care le-ați efectuat. Realizați o cantitate importantă de struguri, importantă pentru suprafața pe care o aveți. Cam ce producție realizați la hectar? Producția pe hectar este în jur de 7-8 tone. Nu vrem să exagerăm prea mult cu tonele în sus, pentru că vrem să... Deci dirijați nivelul de producție. Pentru calitate. Deci suntem atenți la calitatea vinului ca să reușim să producem vinul de calitate superioară. Ce faceți cu strugurii? Avem secție de vinificare, aici pe loc procesăm și după aia valorificăm în magazinele noastre. Avem 8 magazine în județ. Cam ce cantitate de vin obțineți într-un an? În jur de 90.000 de litri. 90.000 cu pe cele 20 și ceva de hectare de vie pe rod. Da. Dar când va intra și celelalte 25? Atunci se dublă. Se va dubla. Ce faceți cu capacitatea de procesare și respectiv de depozitare? Avem capacitatea de procesare, avem. Da. Capacitatea de depozitare încă mai trebuie să... Deci urmează o investiție nouă pentru spațiul de depozitare. Încă o investiție înseamnă că ați mai realizat o investiție, nu? Cu fonduri europene. Investiții, da. Ce ați realizat? În 2009 am accesat un program FEADER. Pentru? Pentru utilaje de vinificare, pentru spațiul de depozitare, unde am cumpărat zăbitor, presă pneumatică, rezervoare de inox. Iar în un proiect mai semnificativ a fost cel din 2012, cu care am plantat cei 25 de hectare de vie, la care valoarea a ajuns la undeva la 500.000 de euro investiția. Acum înțeleg, vă gândiți la un alt program, la un alt proiect cu care să realizați, mă rog, capacitatea să creșteți, capacitatea de depozitare. Depozitare, în primul rând, pentru că dacă va fi pe rod și plantația nouă, o să avem nevoie și de... Ce soiuri ați folosit? Soiuri existente au fost aici, fecească regală, fecească albă, muscatotonel, și plantația nouă acum este tot fecească regală, albă, muscatotonel, și am mai atașat și soiuri roșii, pentru că în zonă nu prea au fost, Pinot Noir și Merlot. Vindeți sau valorificați vinul soi pur sau cupaje? Da, separat, fiecare soi se valorifică separat în magazinele noastre specializate. Spuneți-mi materialul săditor, de unde l-ați procurat? Materialul săditor am adus din Italia,
și dânși executat și lucrările, și plantatul, susținerea, remontarea stâlpilor, întinderea sârmelor, ancorele, totul făcut ei la cheie, o firmă din Italia. Materialul săditor a fost de calitate? Da, mă refer la gradul de prindere, la procentul de prindere. 100% în afară de Pinot Noir. Acolo am avut puțin probleme, dar a doilea an au venit și completat tot din și. Mai pretențios așa, ca soi, nu? Ce s-a întâmplat, da, asta a fost, ala nu a fost. Da, îl văd aici în preajmă și pe domnul director al Direcției Agricole. Ne-ați urmărit, domnul director, ați ținut neapărat să vedeți ce se întâmplă, ce facem noi pe aici cu agricultorii dumneavoastră. Vă rog să veniți aici lângă mine. Da, să știți că am vizitat câteva ferme, vă raportez, iată, am fost prin județ, am văzut câteva ferme cu rezultate deosebite, niște tineri întreprinzători, iată cum este și dumnealui, și mă bucur să întâlnesc tot mai des tineri care preiau ștafeta de la cei mai în vârstă, cu experiență sau nu, dar cu cei mai în vârstă, să ducă mai departe această activitate. Aș începe cu o întrebare. Ce suprafață are județul? Suprafața agricolă. Da, suprafața agricolă este undeva la 500.000 de hectare, mai exact 498.000 de hectare, din care arabil peste 300.000 de hectare, mai exact 308.000. Cât este din această suprafață, cât este organizat în exploatații agricole, haideți să le spunem, performante sau unde se poate asigura performanță? Da, după statisticile care le avem la Direcția Agricolă Bihor, în jur de 140.000 de hectare sunt în exploatații economice și undeva la 165.000 de hectare se află la populația care desfășoară o activitate de agricultură de ferme familiare sau semisubzistență în ferme familiare, da. Și astea cu siguranță se află în zona de deal, de munte, nu? Cu preponderență, da, în zona de deal și de munte, acolo unde suprafețele arabile sunt dispersate. Cele mici, dispersate, da, mai greu de folosit o tehnologie modernă. Aveți mulți întreprinzători tineri în județ, domnul director. Da, este un lucru îmbucurător pentru noi. În ultima perioadă, în ultimii ani, am constatat că tot mai multe ferme sunt predate ca și ștafetă tinerilor. Aș vrea să schimbăm un pic registrul discuției noastre și să vă întreb cât de mult ați reușit sau cât ați reușit să realizați până acum, să faceți până acum așa fel încât să uniți agricultorii, să-i adunați în diverse forme asociative. Ce ați realizat până acum? Ce v-ați propus să mai faceți ca agricultorii noștri să se unească, pentru că știți de ce spun lucrul ăsta, cât de benefic le este lor, în primul rând, ca să fie uniți. Da, așa este. Când am decis să trec în sistemul public, primul meu obiectiv a fost acela de a încerca să formez asociații profesionale, cooperative, grupuri de producători. Și sigur, țelul cel mai important sau reduta cea mai importantă au fost grupurile de producători, pentru că în cadrul programului național de dezvoltare rurală, o măsură 142 se referă către aceste grupuri de producători prin acordarea unui sprijin financiar de până la 100.000 de euro în primii 2 ani, care scade la 80.000, 60.000, 40.000 în următorii ani. Sume nerambursabile care nu fac altceva decât să motiveze odată în plus coagularea lor. Da, fiecare fermier produce pentru a vinde în cadrul acestor grupuri de producători. Esența este de a vinde în comun, nu de a lucra în comun, și pot să vă spun că dacă în primul an mi-am propus să constituim 3 grupuri de producători, la sfârșitul acelui an aveam deja 9 grupuri de producători recunoscute de minister, azi avem 16 grupuri de producători și vreau să vă spun că toate sunt cu program de finanțare pe măsura 142. Spune-mi, te rog, ești într-un asemenea grup? Da, noi însuși noi avem o asociație viticolă înființată, în care sunt și am și o parte și tatăl meu, în care o să încercăm să accesăm fonduri europene. În discuțiile mele cu o serie de fermieri din județul dumneavoastră, cei mai mulți, și m-a surprins plăcut faptul că tinerii fermieri, în mod deosebit, nu îi văd
setoși de a obține cât mai multe fonduri, cât mai mult sprijin financiar de la stat, de la Uniunea Europeană, ci să-și producă singur, să se autofinanțeze, să se autosusțină. Cum apreciați acest punct de vedere, acest mod de a aborda lucrurile? Niciodată un ban în plus nu cred că ar putea fi refuzat. Fără îndoială. Însă, vizitele care le-ați făcut dumneavoastră în județul Bihor în această scurtă perioadă, cu această ocazie vă lansez o invitație ca pe viitor să ne mai vizitați. Avem foarte mult. Cu mare plăcere. Să vă arătăm și lucruri interesante, performante în agricultură. După cum am văzut, am vizitat câteva ferme care au tradiție, ele au fost preluate de la generațiile mai vârstnice, au un anumit capital, deci sunt destul de bine utilate, după cum ați văzut, avem utilaje performante obținute în proiecte anterioare și, sigur, dorința de perfecționare și dorința de progres există. Da, m-a surprins, repet, plăcut și faptul că nu-și făceau atât de mari probleme privind prețurile, iată, la ceea ce produc, la cereale, în mod deosebit că vorbeam despre cereale zilele astea, faptul că sau se gândeau cel mai mult la a produce, la ce trebuie făcut să producă cât mai mult, pentru că prețurile nu le pot dicta ei. Da, așa este, a produce și a menține acest flux și în următorii ani. Deci, într-adevăr, nu se gândesc la producții mari în acest an și la un eventual abandon în perioada următoare, ci la o constantă, ceea ce este un lucru apreciabil. Ați văzut, se vorbea chiar de transmiterea acestei ștafete la generațiile mult mai tinere, o ștafetă care să transmită și un capital mult mai performant, și, sigur, o stabilitate. Ceea ce văd tinerii, și asta am apreciat și eu, este, într-adevăr, o stabilitate a ceea ce înseamnă producție, nu neapărat prețul. Să producem, dacă producem, avem și ce vinde. Dacă nu producem, degeaba avem preț, nu avem ce vinde. Asta e sloganul care l-am întâlnit împreună în aceste zile și care, într-adevăr, mă bucură și pe mine. Asta mă înțeleg și eu și de asta v-am pus această întrebare și am vrut să văd un punct de vedere a celui care păstorește agricultura în județul Bihor. Vă doresc succes ție ca tânăr fermier să produci cât mai mult, mai mult struguri, cât mai mult vin și de foarte bună calitate și să ai o valorificare cât mai bună și dacă ai calitate, cu siguranță așa va fi. Să sperăm că așa va fi și noi sperăm. Dumneavoastră, domnul director, mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați furnizat ca informație, pentru sprijin și succes în județ. Să dea Domnul să aveți cât mai mulți fermieri bogați. Și eu vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați acordat în aceste zile, pentru interesul care l-ați manifestat de a vizita cât mai mulți fermieri și o paletă cât mai diversă a activităților și vă așteptăm cu drag ori de câte ori veți considera oportun. Cu multă plăcere, am să vii revin. Soiurile și hibrizii de calitate alături de tehnologiile moderne, să știți, dragii mei, că fac minuni. Iată ce spun specialiștii. Păi dacă anul trecut hibrizii toleranți la secetă au produs 14 tone de porumb boabe la hectar, anul acesta vom avea 18 tone. Așa că iată o lecție de agricultură care ne învață acum, dragii mei, cum să obținem rezultate record. Doamna director, iată-vă din nou în teren, la o nouă întâlnire cu fermierii cărora dumneavoastră le oferiți atâtea servicii și în mod deosebit produse de cea mai bună calitate, semințe, soiuri și hibrizi de cea mai bună calitate, s-a dovedit acest lucru în timp. Aș vrea să spuneți unde ne aflăm, câte astfel de întâlniri aveți și care este scopul? Ne aflăm astăzi la ferma familiei Băcanu, în Furculești, unul dintre colaboratorii noștri de mulți ani. Este vorba de una din cele mai performante ferme din județul Telorman. Și avem astăzi invitați în această locație peste 400 de fermieri din județul Telorman și județele limitrofe. Este vecine. A treia întâlnire pe care o organizați în acest an, în această vară, nu? Da, este a treia întâlnire dintr-un șir de 9 întâlniri pe care le-am programat. Să le avem, este a treia întâlnire din sudul țării. Să spunem așa, am început seria acestor întâlniri în vegetație la Brăila, am continuat în Oltenia la Băilești. Astăzi, cum spuneam, ne aflăm în
Furculești, în județul Teleorman, și sperăm să avem plăcerea să fim alături de cât mai mulți fermieri din această zonă. Ce noutăți le oferiți fermierilor cu prilejul acestor întâlniri? Fermierii au ocazia să vadă în această vară, în aceste expoziții de hibrizi, de floarea soarelui și loturi curun, demonstrative. Loturi demonstrative, putem spune că aici este chiar o expoziție de noutăți. E vorba de floarea soarelui, e vorba de porumb. La floarea soarelui oferim hibrizi din grupa Protector, o nouă gamă de hibrizi pe care i-am lansat. Acest lucru, să spunem așa, înseamnă hibrizi cu rezistență la rasele de mană care au apărut la noi în țară, hibrizi rezistenți la toate rasele de lupoaie existente la noi în țară. Probleme cu care fermierii se confruntă în fiecare an de în ce în ce mai mult, și atunci venim în întâmpinarea lor cu hibrizi noi care să-i ajute să depășească aceste probleme și, bineînțeles, să facă producții mai mari. Le oferiți odată cu produsele acestea, și mă refer la sămânță de calitate, și soluții tehnologice pentru a avea succes cu ceea ce le oferiți? Da, majoritatea clienților noștri, a fermierilor care cred în Pioneer, primesc și știu că de la Pioneer primesc inclusiv soluții, nu numai produse, nu numai sămânța, le oferim consultanță. La floarea soarelui avem o tehnologie pe care deja am lansat-o de mulți ani și este foarte cunoscută, e vorba de tehnologia Express. Acest lucru înseamnă combaterea buruienilor din cultura de floarea soarelui cu erbicidul Express. Acest lucru este posibil doar folosind hibrizi cu rezistență la acest erbicid Express. La porumb am venit cu soluții noi pentru problemele drastice ale țării noastre din ultimii ani, mai exact seceta și arșița atmosferică. Avem o grupă nouă de produse lansată în 2012, e vorba de Aquamax, hibrizi de porumb cu rezistență la secetă, și în fiecare an, așa cum o să vadă și cei care vor fi prezenți aici, în fiecare grupă de maturitate avem 1-2 hibrizi noi pe care i-am pus în acest an pe piață. Bun, acești hibrizi despre care vorbiți, rezistenți la secetă, rezistenți la boli, rezistenți la probabil și la dăunători, și sper să se întâmplă lucrul ăsta în viitorul apropiat, când vom vorbi și despre organisme modificate genetic, deși cred că e impropriu spus modificat genetic. Cred că este rezultatul la unei munci serioase de cercetare în cadrul firmei dumneavoastră, care se petrece, din câte știu, și aici în țară, dar și în altă parte. Și iată rezultatele pe care le oferiți până la urmă celor cu care colaborați, fermierilor. Exact. Noi nu putem vorbi de evoluție, nu putem vorbi despre depășirea problemelor existente, despre producții mai mari, rezistență la, cum ați spus, la secetă, rezistență la agenți patogeni și dăunători, decât printr-o cercetare, un program serios de cercetare, un program serios pe care Pioneer îl dezvoltă în toată lumea, și în România ne putem lăuda că avem o stațiune de cercetare unde lucrează peste 40 de cercetători cu un singur scop, de a testa produsele în zona în care ele se cultivă, începând de la adaptabilitatea pe microzone de cultură până, așa cum spuneam, verificarea rezistenței la anumiți dăunători specifici țării noastre sau burieni specifice țării noastre. Vă doresc mult succes și felicitări pentru tot ceea ce ați realizat în timp și pentru ce ați realizat în România în această perioadă, și știu că acest program de contacte cu fermieri în acest mod va derula în continuare. Da, vă mulțumesc foarte mult și invităm fermierii din toată țara la aceste evenimente care vor continua în nordul țării în luna august. Mai exact, începem pe 18 august la Timișoara și terminăm pe 29 august la Zănești, în județul Neamț. Și de ce nu, nu trebuie să aștepte invitație personal, toți cei care ne văd sunt invitați să vadă expoziția de produse noi Pioneer. Cu siguranță toți cei care sunt interesați de noutăți vor veni alături de dumneavoastră să vă viziteze și să capete noi informații vis-a-vis de ceea ce le puteți oferi. Succes în continuare! Vă mulțumesc!
pălumuță, măi, dorule, ca și la cuc după frunză, măi, dorule, pare-mi rău după lumuță, măi, dorule, ca și la cuc după frunză, măi, dorule, cucu nu-i supărat, măi, dorule, că mai crește frunză-n fag, măi, dorule, da, cucu nu-i supărat, măi, dorule, că mai crește frunză-n fag, măi, dorule, sâmbătă seara, măi, dorule, unde zice ce era, măi, dorule, numai sâmbătă seara, măi, dorule, unde zice ce era, măi, dorule, Prospect
Prospețimea peștelui provenind din baza piscicolă proprie, să știți, precum și delicatesuri, precum icre de crap ardelene sau pastrama de păstră sau bagheta pescărească, să știți că m-au convins să merg și eu vara aceasta și să văd delta noastră din Carpați. Să știți că toate aceste produse sunt făcute acolo, în singura secție de procesare a peștelui, care are 6 produse atestate tradițional. Haideți să vedem ce se întâmplă cu peștele din momentul în care sosește în această unitate de procesare și până la produsul finit, cel care ajunge în restaurante sau chiar în farfuria noastră. Stăm de vorbă cu domnul? Mă numesc Pagu Leon și sunt șeful secției de procesare. Bun, dumneavoastră vă ocupați, dumneavoastră sunteți cel care preia peștele, materia primă. Ce se întâmplă cu el aici? Materia primă vine de pe lacurile noastre din apropiere. Da, ajunge în acest spațiu la 0,4 grade, o depozităm în 24 de ore, după care o procesăm, mergem mai departe. Bun, peștele este adus, depozitat cu gheață la 0,4 grade, da? Eviscerat. Da, ajungem eviscerat, decapitat, ajungem imediat în spațiu de decapitare, eviscerare aici, da, imediat. Vă rog să ne conduceți, pentru că sunteți gata, da? Puteți să o luați, să o luați înainte și să ne arătați exact care este fluxul tehnologic. Fluxul tehnologic, da. Aici am intrat, acum ați venit dumneavoastră un pic mai la sfârșitul programului, aici să desolvire, eviscerare, desolvire, eviscerare, decapitare. Bun. După care face spațiu trunchiul de pește, îl facem trunchi, mergem mai departe, da, pe fluxul tehnologic. Facem file, rondele, în funcție de comens. Aici ajunge trunchiul. Și partea, capetele, viscerele, solzii, avem un tocător, apară într-un depozit. Ce se întâmplă mai departe? Sunt mai departe trebuie să ajungem, nu, la protan, nu e aruncat nimic, totul se duce la protan. La protan, da, mă gândesc și... că nu mai faceți nimic, nu mai prelucrați. Nu, din capete și din viscere nu se mai prelucrează nimic. Din trunchiul de pește. Trebuie să ajungem în acest spațiu ca să vedem fluxul mai departe. Bun, mergem în acest spațiu să vedem și să ne spuneți cam câte produse scoateți pe piață din această unitate de procesare. Da, avem o gamă mai largă de produse. O să mergem să vedem exact pe flux, da? Ce se întâmplă. Ce se întâmplă, da. Mai aveți o cameră aici? Da. Filtru? Pe aici intră personalul angajat, da, prin filtru și pe aici intră materia primă, în cazul nostru fiind peștele, da? Da. Bun, pe aici sosesc, da, mașinile. Mașinile se cântărește în granduri de inox și se duce în acel spațiu la refrigerare, la depozitare. Da. Mergem mai departe, să ajungem și unde ne-am propus, adică în camera unde... În camera unde avem... se porționare, filetare, porționare. Bun. Așadar, aceasta este camera despre care vorbeați. Exact, aici ajunge trunchiul de pește, după care se porționează rondele, file. Majoritatea produselor noastre sunt din file de pește. Din file, da? De pește, file, adică de pește. Fără oase, vă adresați persoanelor... Fără oase. Avem un singur produs din trunchi care se numește pastrama pescărească. O să mergem pe flux. De aici, după porționare, filetare, peștele. Da, merge, merge. La sărare, sărare, maturare. Acestea sunt containerele de Novac? Da, aici este fileul sare. Despre care vorbeam. La sărare, maturare. Stă între timp de 12-24 de ore, după care intră la celula de afumare. Da? Bun, deci el este mai întâi sărat și apoi afumat. Exact. Metoda cea mai naturală și cea mai ușoară de conservare. Exact, exact. Mai departe. Bun, aici este zona de afumare, este o celulă modernă, nu așa cum știm noi, rudimentar, făcut acasă. Ce știe să facă acest echipament? Că văd că are și un controller electronic acolo. Deci, produsele noastre, avem aici un tabel, de exemplu, noi am fost la Novac cu afumat din țara Bârsei, da? Are un program de afumare de total 4 ore și 24 de minute. Macro-afumat, macro-afumat, batog, somon, exact. Pardon, bachetă, Novac, pastramă, pescărească. Toate aceste produse exact. Sunt afumate. Sunt pe programul 2, da? Afumate. Un are 5 ore și 42 de minute. Operatorul se uită sau oricine și vede. Bun.
mai departe rulada păstrăvarului, un alt produs la 3 ore, e în funcție de diametru peștelui, de filet, de capacitate. Capacitatea celulei, de exemplu, la Novaco afumat, este de la 120 de kg, da? Fiind filet și mai lung, până la 500 de kg. Pot să bag produs, de exemplu, pastramă, 400-500 de kg. E trunchi și... Da, probabil că în funcție de cerințele pe care le aveți din piață, vă adaptați programul mașinii, nu? Da, în funcție de diametru peștelui. Deci pot să bag 120 de kg minim, 500 maxim, da? Depinde de produs, la asta mă refer. Da, mă uit aici pe lista, aveți practic în total 10 produse afumate? Da. Corect. Da, 10, bine, aici sunt mai multe, că sunt și câte 3. Specialități, bunătăți, afumare, ofere, ce produs, da. Bun. De toate, de toate. De toate, pentru toți. Toate. Abia aștept să ajungem și la farfurie să le și gustăm. Mergem mai departe. Mergem mai departe. După scoaterea din celulă, după afumare, peștele se răcește și se ambalează. Mergem ajunge la ambalare. Ambalare, da. Bun. Poftiți. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Vă deranjăm din munca dumneavoastră. Ce înseamnă baghetă? Haideți să văd și eu. Bagheta de... Novac afumat. Da. Miroase foarte, foarte frumos. Nu v-am întrebat cu ce afumați. Cu rumeguș din fag, numai rumeguș din fag. Da, de aici, din zona noastră. Miroase foarte, foarte bine. Le ambalați destul de atractiv. Da, e produs tot din acel filet, exact ca și Novac. V-am spus că majoritatea produselor noastre sunt din filet. Da. Afară de un singur produs, care e pastrama. Se ambalează la tară fixă, la gramaj fix. Exemplu, baghete e la 200 de grame, da? 200 de grame. Acolo porționează. Ajung și în marile magazine aceste produse? Ajung și în toată țara? În toată țara, da. Deci putem să ne bucurăm și noi din restul țării de ele. Peștele sănătos. Le mai și triați? Adică sunt și bucăți care... Sunt refuzate? E ceva ce nu potrivit să meargă la consum? Nu, se pune 200 de grame, maxim din două bucăți trebuie să facă această baghetă. N-are voie să pună mai multe bucățele, din două bucăți. Doar, să fie din, doar din două bucăți. Nu contează dacă una e mai mare, una e mai mică? Nu, sau... că e la gramajul, e la fel. Da. Le lăsăm pe doamne să-și facă treaba, că fac bine ce fac acolo. Da. Știți ce? Acum, intrând pentru prima oară într-o unitate de procesare, aveam impresia că o să fie ceva greu de suportat. Nu. Pentru că miroase foarte mult a pește și, na. Chiar nu miroase, dacă e... plăcut, dar este foarte curat și probabil că asta... E ca și acasă, și o secție de procesat pește, dacă e întreținută și... curățenie, nu are e de ce. E chiar un miros plăcut, mirosul produselor care sunt deja afumate, care urmează să ajungă și pe piață. Da. Practic aici se încheie tot circuitul, tot fluxul tehnologic. Așa produsului, este? Da, mai avem produselor afumate ambalate. Acum avem alte ateliere. Mergem atelierul la salatelor de icle, de exemplu. Avem mai multe ateliere. Avem atelier de preparat marinate, vinegrete, zacuscă din pește cu ciuperci. Fără, o să ajungem, da. Da. Păi, mergem, ne arătați? Mergem, cum să, da? Cu mare plăcere. Haideți. Avem aici un alt produs, înțeleg, în toate aceste lăzi, este pastrama afumată de Novac. Abia scoasă din celulă, deci încă, dacă vedeți, e caldă. Iar trebuie să-mi bag nasul. Miroase senzațional, se văd... condimentele, muștar, ce ar mai avea în ea? Da, coriandru, condimente specifice, da. Decor mediteranean, da, mai multe. Foarte bine, foarte bine. Spuneați că se vinde la gramaj de... La 180 de grame. 180 de grame. Practic ea acum nu este încă nu porționată, este, nu? Urmează nu este porționată, urmează exact cum făceau bagheta, același procedeu. Deja l-am urmat. Exact. Bun, să mergem și la celelalte ateliere despre care noastră ne spuneați, să vedem micre, să vedem... Să vedem zacuscă. Zacuscă, haideți. Bună ziua! Îmi pare rău că vă deranjăm din activitate, dar doar pentru scurt timp, ca să vedem și noi ce face dumneavoastră. E atelierul de... Icre, salatele de icre. Salatele de icre, care deja au ajuns la ambalare aici. A
Acolo, aici a ajuns la mașina de dozare, exact. Ana pregătește următoarea șarjă, se mixează. Da, se mixează icrele. Haideți, veniți să ne spune, să ne povestiți cum o face. E salata așa cum o știm noi acasă? Cea mai apropiată ca la mama acasă, cea mai apropiată de ei. Cea mai apropiată, adică ulei. Ulei, apă minerală. Apă minerală, da. Ca să fie cât mai pufoasă salata. Da. Și pot să iau un pachet, să vedem o cutiuță, salată de icre de crab cu ceapă. Da. O să le vedem și noi la masă, probabil. Sunt la 130 de grame și la 190 de grame facem noi. Mai facem și la 100 de grame, deci avem 4 gramaje, 3 gramaje. Bun. Mergem să vedem și zacusca. Ne-ați promis. Mergem la zacuscă. Și da. ne mai întoarcem. La revedere. Ne mai întoarcem dacă vreți să vedeți cum mixează. Acum bagă icrele acestea. Da. V-am prins direct la ambalare, dar am fi vrut să vedem tot procesul. Da. O găleată plină cu icre. Haideți să vedeți icrele de crab. Da, pune Ana icrele de crab. Da. Le cântăriți. Da, care este rețeta? Ia să aflăm și noi. Trebuie să pună 6 kg la... Atâta ne merge într-o tură. Da. Deci pentru a scoate, practic, câte cutiuțe? Depinde de gramaj. Noi, de exemplu, avem 4 gramaje. Grame. La 100 nici n-am făcut exact un... Sau cât aveau cutiuțele pe care le-am văzut? 130 de grame. 130, am greșit eu. E simplu, împărțiți 35 de kg la 130 de grame. Vă place ce faceți? Foarte mult. Foarte mult. Faceți și acasă? Mai puțin. Mai puțin că sunteți sătulă de câte igre, câte salată de igre faceți aici. Da. Face de 10 ani, Ana? De câți ani faci igre? De 10 ani, da. De 10 ani, ocupați doar de salata de igre. Nu mai de salata de igre, da. Da? Nu ați mai trecut nici pe la celelalte ateliere? Ba, da. Trec, dacă este nevoie. De exemplu, dacă termin, mă duc acolo unde este peste nevoie. Peste tot. Da, deci da, mă pot baza. Aici este locul meu. Eu așa zic. Deci pe Ana, în orice atelier. Deci și cea mai veche și... Cea mai pricepută, probabil, nu? Da. Da, începe să prindă și culoare și consistență. Da, și se îngroașă. Și formă iară procedăm cu apa minerală în continuare. Gata, da. Practic, am fost. Cam cât lăsați așa la mixer? Cam un sfert de oră. Deci durează până e gata, un sfert de oră. Durează, pentru că trebuie să duc și cu păuai, că nu poți să forme așa. Are o procedură care... Da, să se omogenizeze tot amestecul. Da. Să se înglobeze ulei, da, practic. Da, cum închide apa, cum închide ulei. Da, da. Are și el un... Un dichis. Da. Ca orice rețetă, corect. E, și dacă spuneți noastră că faceți cu atâta pasiune și de atâția ani și un strop de dragoste acolo, să nu uitați să puneți. A zis, asta este zacusca din pește cu ciuperci, da? Wow. 50% are carne, da? Ciuperci de aici, din zonă, că da, ciuperci, și pe drum, ciuperci din zonă, carne separată, da? Din sânger și novac, ciuperci, piper. Este exact ca și acasă, fără conservanți, da? Asta este fără conservanți, da. Este foarte, foarte bine. Și mai facem vinegret aici, da, de pește. Paprika. Paprika și mai multe produse. Da, cum permiți? Mai scuzați-mă. Doamna Ionela Paico. Da. Bun, deci noastră, aici sunteți stăpână, e teritoriul noastră, nu intră nimeni, vă ocupați de rețeta asta. Da. De când faceți treaba asta? De 2 ani. De 2 ani. Nu v-ați plictisit? Nu. Nu? Nu. Serios? Nu. Mare lucru. Aveți angajați buni. Păi. Și ultima zonă. Produsul finite. Da.
care sunt deja la congelator. Aici suntem într-un congelator. Nu, refrigerare, depozitul de refrigerare. 0,4 grade, le păstrăm la 0,4 grade. Da, avem aici salata de icre, papricașul, tot ce am văzut. Care ni le-ați prezentat, corect? Da. Ce avem aici, ca asta n-am văzut-o? Pescăria din Transilvania. Chifteluțe. Da, chifteluțe în sos. Wow. Da. Chifteluțe de pește în sos. Da. Da. Pastă pescărească, avem pastă de păstră de care v-am... Sunt convinsă că sunt toate foarte, foarte bune. Am încheiat parcursul nostru de astăzi, o poveste minunată cu toate ingredientele ei. Am văzut și pescarii pescuind, am văzut balta plină de pește. Am văzut și am aflat foarte multe informații despre această afacere, chiar și unitatea de procesare. Ne luăm la revedere astăzi. La revedere. Sper să ne revedem și și eu sper, vă așteptăm, vă așteptăm. Și felicitări pentru ceea ce faceți. Mulțumim, mulțumim. A fost o lecție frumoasă pentru astăzi. Mulțumim. Mulțumim, mulțumim și noi. O vom cunoaște acum pe românca cu cele mai multe costume populare, are peste 300, dragii mei. Este vorba de Mariana Birică, solista de muzică populară. Dragostea pentru folclor și mai ales pentru portul popular, să știți, casa ei este un adevărat muzeu, a început atunci când mama i-a dăruit primul costum popular. Și de atunci iubește folclorul, care crede că este Biblie de căpătâi al tuturor românilor. Dragii mei, eu zic așa, vă dau un sfat, să-i vizitați muzeul, dar să nu cumva să vreți să luați vreun costum, pentru că artista nu se deslipește de costumele ei. Doamna Mariana Birică, sunteți cunoscută drept românca cu cele mai multe costume populare și aveți aici o colecție impresionantă. V-aș întreba câte astfel de piese numără zestrea dumneavoastră vestimentară? În primul rând, bună ziua și bine ați venit la mine acasă, zis acasă la mine, în curtea mea și în clădirea mea. Să vă răspund la întrebare. Și bine ați zis, prima româncă, atunci când am fost în America, așa mi s-a spus acolo, că am fost și am cântat la gala celebrităților și a zis, uite, românca cu cele mai multe costume. Și așa mi-a rămas numele. Am peste 300 de costume populare. Atunci când am plecat de acasă, fiecare mătușica mea mi-a dat costumul ei, pentru că de acum nu mai mergea la horă și la bal să meargă în costum popular. Văzând că eu am mult talent în muzica populară, a zis, îi le dăm lui Maria, ca așa îmi spune la țară, îi le dăm lui Maria pentru că ea o să cânte, o să meargă la televiziuni și o să aibă nevoie de costume. Și am plecat cu vreo 20 de la început și am ajuns să am peste 300 de costume. Cum ați ajuns să le colecționați? De unde le strângeți? De unde le adunați? Cum ați ajuns să aveți această colecție și, în primul rând, ce v-a determinat să iubiți atât de mult costumul popular? Faptul că am fost la o colegă de cântec, Nina Predescu, ne-am dus la o filmare în Vâlcea și a zis, haideți pe la mine pe acasă. Și ne-am dus pe la ea pe acasă și ne-a dus la o masardă, cum de altfel și eu le am strânse, într-o masardă care e foarte mare deasupra, exact cât ține podul, am masardat-o și acolo mi le-am strâns. Și când am fost la ea și am văzut peste 100 de costume, am zis, wow, nu se poate, zic, să ai 100 de costume. Și mi-am pus în gând, de când am plecat de la Nina Predescu, de atunci, în continuu, nu mă pot abține să nu cumpăr de fiecare dată costume populare. Prima dată am cumpărat, era pe Covaci, magazinele alea vechi care aveau, erau scumpe. După aceea am găsit o doamnă la Văleni, Stela Pădure, care toată lumea de prin toate satele din jurul dumneaei le aducea la dânsa și zicea, mi-l dai și mie cu cât o fi, decât să se strice în ladă sau în șifonier, mai bine îl dai, să vadă la televizor. Eu am fost odată cu soțul meu și tot așezam, una o puneam cu o iau, una că nu o iau, după aia iar mai luam din celelalte care ziceam, nu o mai iau sau o iau. Și bărbatul, văzându-mă că nu mă decid și că le-aș fi vrut aproape pe toate, el zice, ia-le, domnule, pe toate și zice, dă-i acum 50 de milioane. Făcea bucuria. Da, dă-i acum 50 de milioane și mai trimiți în două rate 25. Deci numai o singură dată am cumpărat de 100 de milioane costume. Păi aș spune că e o avere. Dacă stau să mă gândesc la toate aceste costume, ar însuma destul de mult tot ce aveți aici și nu greșesc spunând că e o zestre. Așa este, pentru mine este o comoară, comoara sufletului meu, nu știu dacă m-aș îndura, de exemplu, dacă am două la fel, dăruiesc și celuilalt.
Sunt convinsă că fiecare costum are povestea lui și v-aș întreba, acum dumneavoastră luați câte un costum din diverse zone ale țării, dar ce se întâmplă cu cele care poate nu sunt în starea cea mai bună? Vă ocupați să le și recondiționați? Da, așa este. Fiecare costum în parte le iau, în primul rând îl spăl. Nu pot băga în casă dacă nu l-am spălat, pentru că are vechime foarte mare și trebuie recondiționat. Altele sunt mâncate de moli și eu le pigulesc, le fac din nou, le țes, le cu mâna. Am învățat foarte multe într-adevăr de la mama mea. Eu cu mama mea am țesut în război și știu ce înseamnă lucru manual. Deci toate aceste costume au ajuns pe mâini foarte bune. Dumneavoastră sunteți o artistă în zona asta artizanatului, a lucrului făcut de mână. Și acum dacă toate aceste costume au încăput pe mâna dumneavoastră, așa într-adevăr au ajuns pe mâini bune. Care este costumul de suflet cel mai valoros pentru dumneavoastră? Toate costumele îmi sunt de suflet, pentru că mi-ar părea rău să zic să-l departajez unul de altul. Deci toate îmi plac, toate au o conotație, toate îmi spun ceva. De exemplu, am fost la un spectacol cu primul costum. De exemplu, astăzi pe mine, pentru emisiunea dumneavoastră, am un costum nou. La propriu zis nou, pentru că el are peste 100 de ani. Am tăiat fota, am făcut o față-spate, că de altfel ea era fotă, de jur împrejur. De exemplu, am aici, lângă noi, această fotă țesută de mama mea, a fost foiță pe perete. Deci am lucrat chiar și în război, am țesut cu ea chiar și carpete pe perete, lucrate cu mâna, și în război ea știa să înnăvădească și după aia țesea, pentru că era chemată să înnăvădească la lume, după aceea ele să țeasă în continuare. Era o femeie foarte vrenică și foarte pricepută. Cred că ați moștenit cu siguranță această dragoste pentru lucrul manual. Spuneți-mi, v-ați gândit vreodată ca toate aceste piese să le expuneți și pentru publicul larg, să aibă acces și lumea să vină să le vadă? Nu m-am gândit. Am crezut că deodată pentru mine, așa că sunt româncă împătimită, că atunci când am fost plecată în altă țară și văd un român, zic, wow, ce bine că e român. Când sunt la mine în țară, spun, o, ce bine că sunt buzoiancă, pentru că mă trag de acolo și nu uit rădăcinile mele de unde am plecat. Spuneți-mi, costumele sau majoritatea costumelor sunt dintr-o anumită zonă sau sunt din diverse zone ale țării? Exact. Am din toate zonele țării, absolut din toate zonele, zic eu. Dumneavoastră ați ajuns acum la 300 de costume. Vă opriți aici sau mergeți mai departe? Eu zic că mă opresc, dar nu mă opresc, pentru că am fost și sâmbăta trecută la muzeu și tot am cumpărat două cămăși și o fotă. Sunt atât de frumoase că nu poți să pleci și să nu cumperi. Te uiți și din cei mai frumos, zic, asta e că e frumoasă. Îmi place mult înflorat, adică mai viu, mai colorat, mai... Probabil că așa am eu predilecție la flori. De altfel, ați văzut, la intrare am peste 200 de ghivece de flori. Deci îmi plac florile. Vă mulțumim foarte mult pentru această incursiune în lumea costumului popular, tradițional românesc. A fost o plăcere pentru mine și o încântare să văd toate aceste minunății. Mă bucur din suflet, mulțumesc din suflet și îmi pare bine, pentru că arătându-le, lumea satului, lumea orașului își aduce aminte de costumele populare ce le cuseam acum 100 de ani, chiar și 50 de ani, pentru că eu am 60 și la 10 ani încă eu cuseam. Caldă de vară, pentru o curte de la țară, stă măicuța lângă oală, cu niște păstăi în poală. La păstăi
stăia, desfăcea mai singurică și plângea mai. Multe gânduri nu-i dau pace, copilașii ei ce-o face. Nu-i nimeni să o vadă, ștergând lacrima-n bropoadă, și în gândul ei ne cheamă, ce mai plânge biata mamă. Are-n buzunar la șorță mai o poză cu noi cu toți, mă. Poza-i veche și cam ruptă, mama plânge și-o sărută. Lasa pămuncea-i desculță, să ne crești pe noi, măicuță. Copiii ți-au ajuns bine, dar nu sunt pe lângă tine. Azi tu te topește, dor mai, de dragul copiilor, mă. Și le duci grijă la toți, mai, la copii și la nepoți, mai. Azi tu te topești de dor, mai, de dragul copiilor, mă. Grijă la toți, mai, la copii și la nepoți, mai. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Dacă ar fi să privesc partea goală a sticlei, îmi pare rău că s-a terminat emisiunea. Dacă ar fi să privesc partea plină a ei, să știți că sunt fericită că urmează o săptămână în care va trebui să ne gândim la întâlnirea de duminica viitoare. Fapt pentru care vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi în fața televizoarelor, să ne cunoaștem, să ne întâlnim, să ne revedem și vă rog din suflet să fiți sănătoși, să aveți o săptămână frumoasă, să vă bucurați de vară, să fiți luminați la minte, la trup și la suflet și să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră, să știți. A mea, a ta, a ta, oriunde ne-am aflat. Toate bune!